Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Mihai Costea nu se implică cum trebuie în creșterea fiului său. Zian locuiește cu mama lui, Adelina Nica. Mihai Costea și Adelina Nica s-au despărțit în urmă cu ceva timp. După o relație frumoasă între Adelina Nica și Mihai Costea a venit pe lume rodul iubirilor, micuțul Zian, astăzi în vârstă de un an și jumătate. Din păcate, cei doi parteneri și-au dat seama pe parcurs că nu se potrivesc așa cum ar fi trebuit, iar aceștia au decis că cel mai bine e să pună punct poveștilor și fiecare să meargă pe drumuri separate în viață. Lucrurile chiar așa au și stat. Fotbalistul și partenera lui s-au despărțit, ea a rămas cu copilul, iar el a plecat din casa în care locuiau. Din păcate, Adelina Nica a mărturisit de mai multe ori că Mihai Costea nu e atât de implicat în creșterea fiului lor. Mihai Costea nu se implică în deajuns în creșterea și educația fiului său. Chiar dacă a crezut că lucrurile se vor mai schimba, iată că recent i-a povestit pentru Spinus, ro că situația a rămas la fel și din păcate fotbalistul nu se implică în deajuns în creșterea și educația celui mic. Ea ne-a mărturisit că oricum Zian nu stă în baza acelor bani pe care tatăl lui ar fi trebuit să-i trimită. Situația e la fel, sper în continuare să se implice mai mult. Nu mai avem nicio treabă, nu ne certăm, vorbim când trimite vreun mesaj vis-a-viste Zian, vorbim doar despre Zian. Momentan nu și-a rezolvat problemele lui, Dumnezeu să-l ajute să treacă peste tot. Se implică financiar când poate, nu tot timpul, dar Zian nu stă în baza aceasta, nu are cum, a spus Adelina Nica, în exclusivitate pentru Spinus Ro. Mihai Costea nu-și vede copilul atât de des. Mai mult de atât, în afara faptului că nici nu se implică financiar pe cât ar trebui pentru fiul său, Adelina Nica spune că în ultima perioadă zian nu și-a mai văzut la fel de de statel. Ea a mărturisit că Mihai Costea nu a mai venit să-și vadă copilul, însă din ce știe ea acesta ar locui la Vâlcea, adică la o distanță destul de mare de București. Ea mărturisește totuși că bărbatul vine când poate să-l vadă pe cel mic, iar din partea ei nu îi va lipsi niciodată nimic pentru ca micuțul să fie fericit. În ultima perioadă nu s-a mai văzut că am înțeles că el ar locui la Vâlcea, nu știu, dar Mihai când poate vine, a mai zis ea.